să nu cugete o fecioară în sine când vede magii venind de la margele pământului aducând aur, smirnă și tămâie? Cum să nu cugete îngerul când aude fecioara Maria, când aude mesaje îngerești? Iosife, ia pe prunc și du-te în Egipt. Iosife, întoarce-te înapoi că au murit urmăritorii. Iosife, nu te teme, a luat la tine pe Maria. Ceea ce este în ea este de la Duhul Sfânt. Și lângă toate aceste trăiri adânci, cuvintele Anei, sabie va trece prin sufletul tău, lumină spre descoperirea neamurilor. Iată, acesta e spre căderea și spre ridicarea multora din Israel. Și toate aceste chestiuni extraordinare, trăiri dumnezeiești, pe care Fecioara le trăiește ca o simplă fată, v-am spus. Închipuiți-vă că în clipa când noi stăm de vorbă, în ograda aceasta, păstrăm puțină liniște să ne putem concentra, în ograda aceasta, o fetiță de nici 15 ani vine singură și amărâtă și spune: dacă tot e sărbătoare la voi și m-au luat durerile nașterii, n-ați putea să-mi găsiți un loc să mă odihnesc? Și fiind neînsemnată, și fiind săracă, și fiind nu de neam ales, și nu fiind cunoscută, ei, vezi, trecoară-te undeva și te culcă, vezi și tu pe unde este un loc. Găsește-ți! Ei, exact aceasta a fost taina smereniei Fecioarei, atunci când timpul s-a oprit o clipă în loc și a adus pământului pe stăpânul pământului. Spune o tradiție populară că atunci când moașa a simțit că pruncul trebuie să se nască, crezând că e o naștere trupească, a luat șalul Maicii Domnului, care va fi loc de scutec, și se duce la un pârâu curat, moaie acel șal în apă ca să fie apa curată și șalul umed, acel acoperământ al Maicii Domnului, acea broboadă lungă, arăbească, care era până în pământ, așa ca un fel, cum ar fi astăzi, borangicul oltenesc, dar era de in. Și o clipă toată făptura încremenește. Soarele pe cer, făptura nu mai mișcă, apa nu mai tremură, frunzele nu mai foșnesc și se face o tăcere adâncă pe pământ și o lumină puternică umple de bucurie tot pământul. Spune că în acea clipă pruncul a fost văzut în mâinile Fecioarei, dar nimeni n-a văzut cum s-a născut. Și Iosif și-a dat seama de puterea Fecioarei și de lucrarea Dumnezeului Celui Veșnic, când a văzut că este Fecioară în naștere, înainte de naștere și după naștere. Și când a venit moașa cu șalul să șteargă pruncul și să-l învălească, a dat să pună mâna pe trupul Maicii Domnului, cum este moașa, să vadă ce mai trebuie făcut la femeia lehuză. Și în clipa aceea mâna ei s-a întărit ca și cum ar fi fost uscată. Băgând mâna în apa în care s-a clătit pruncul, ea s-a făcut sănătoasă la loc. Și așa a înțeles umanitatea că o fată săracă de 15 ani, un bătrân de 90, cu măgărușul după ea, duceau cu dânsii în spate toată teologia mistică mai presus de ceruri, duceau tot raiul prăbușit de neascultarea lui Adam spre ridicarea lui la starea cea dintâi, căci lacrimile Evei într-o bucurie le-a întors. Spune în binecuvântarea din seara aceasta, când se cântă binecuvântările învierii după ce se termină prohodul. De ce v-am spus toate lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că această fecioară, după ce Iisus Hristos se înalță la cer, nu rămâne o anonimă. Toți o respectă, toți o ascultă, apostolii o îndrăgesc, o folosesc ca pe o mamă duhovnicească, îi cer ades sfaturile și îi cer să povestească din viața pruncului Iisus cum l-a crescut, cum l-a educat, ce i-a vorbit, ce îi spunea pruncul, de ce? Pentru că și Nicodim și Iosif, sfetnicul de taină,
Adeseori, când aveau loc lucruri încurcate din Sfânta Scriptură și Iisus era în activitate mesianică, ei se duceau în mare taine la Iisus și le tâlcuia locuri din Scriptură, încât cei din Sinedriu au întrebat pe drept cuvânt, de unde știe acesta Scripturile neînvățat fiind? Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta, niciodată n-a văzut cineva un mort înviat din morți, niciodată n-a văzut cineva un mut să vorbească, un orb din naștere să vadă. Nimeni n-a văzut vreodată un om vindecat prin puterea aceasta mare. Și totuși Iisus face aceste lucruri timp de 3 ani și jumătate. Și întrebarea nu este de ce le face, nu interesează pe nimeni. Pentru că era milă de popor, îi vedea obosiți, îi vedea trudiți, îi vedea chinuiți, îi vedea necăjiți. Și așa spune în taina Sfântului Maslow. Acesta neputințele noastre a luat și durerile noastre le-a purtat. Iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Dar când l-au prins la sfat sau față în față, au mers direct pe chintesență, pe chintesența pe care o căutăm noi azi în cartea de teologie, în cartea de dogmatică, în cartea de istorie bisericească, în cartea de drept canonic, în cartea Scripturii. Cum de poate face Dumnezeu minuni? Cum poate Dumnezeu să facă pământul din nimic? Cum poate Dumnezeu să facă apa din nimic? Cum poate să facă natura din nimic? Cum poate să facă omul din pământ? Cum poate să facă viu din mort? Cum poate să aducă din neființă la ființă? Cum poate să facă îngeri? Cum poate să facă ierarhii? Da, asta ne interesează. Dar nu ne interesează altceva. De ce face Dumnezeu acestea? Iosif Vreniu, un mare teolog, care scrie despre procederea Duhului Sfânt, o carte împotriva filiocvii mai mult, spune așa: Dumnezeu, când a văzut ce interesant este pământul, s-a gândit așa: trebuie să-l fac frumos, dar după ce îl fac frumos, trebuie să cer părerea cuiva să văd dacă ceea ce am făcut este frumos. Și a pus un rege al creației pe om. Și Adam, în înțelepciunea lui, dacă avea viță din Dumnezeu, din suflarea lui de viață, din mâinile lui, cum a fost lucrat, a început să dea nume tuturor lucrurilor. Și Dumnezeu a văzut că sunt toate bune și bune foarte. Dar în schimb, fariseii și saducheii nu asta vreau. Cu ce putere faci tu aceasta? Vedeți ce chestiune interesantă? Teologia Sfântului Ioan Evanghelistul ne spune categoric, în capitolul 1, cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Fără de care nimic nu s-a făcut din toate câte s-au făcut. Și fără de el nimic nu s-ar fi făcut. Adică vorbim de un Dumnezeu care are cuvânt. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii lui puterea lor, spune psalmistul David. Deci vorbim de un cuvânt autoritar în împreună lucrare cu Tatăl. Vorbim de un Duh Sfânt autoritar în împreună lucrare cu Tatăl. Vorbim de un Dumnezeu autoritar și o să întrebați de ce autoritar. Dumnezeu nu face lucruri în glumă. Dumnezeu nu face lucruri din lipsă de ocupație. Dumnezeu nu face lucruri din simțul de a arăta că e superior creației, ci superiorizează creația dându-i un sens exact numit logos divin, dacă îi dă frumusețe se numește design divin sau design inteligent, și după ce dă sens fiecărui lucru făcut de el spune
și au fost bune și bune foarte. De ce bune? Bune, pentru că oricând ne putem perfecționa. Să luăm o pildă. Am plecat de la telefonul cu coarbă și acum avem telefonul mobil. E un logos ca să apară telefonul? Da. Modul de comunicare și sensul comunicării, scopul comunicării. Că îl folosim noi rău, e altceva. Dar omul a ajuns la atâta performanță, încât a ajuns să-și cunoască trupul alcătuit de Dumnezeu și să facă service cu el, schimbându-i piesele alterate. Un rinichi, o inimă, o coastă, o mână, un picior, dacă e nevoie, și toate celelalte. Mai puțin, deocamdată, inteligența, conștiința, rațiunea și cuvântul. Nu putem împrumuta vocea nimănui, doar să o imităm. Nu putem împrumuta inteligența cuiva, doar dacă o învățăm. Nu putem imita rațiunea cuiva, doar dacă o împrumutăm. Nu putem împrumuta conștiința cuiva, pentru că n-o cunoaștem și nu știm ce-i cu ea. Noi avem propria noastră conștiință. Fiecare om când se naște, se naște cu propriul lui logos, cu propriul lui cuvânt, cu propriul... De ce spuneți voi adeseori? Să-mi dau cuvântul meu de onoare dacă te mint. Știi ceea ce e onoare? Ai aflat istoria acestui cuvânt, lingvistică sau sensul ei dumnezeiesc? Onoare au avut doar mucenici, care au zis, pentru tine Hristoase, și au pus sinaxarele și martirologii. Știi ce e acela cuvânt și teologia cuvântului? Marele profesor Gheorghe Remete scrie o carte care se numește Teologia Tăcerii. Cu cât vorbim ne adâncim în necunoașterea teologiei, cu cât tăcem ne adâncim în frumusețea teologiei și cu cât cugetăm în sine, repet, descoperim teologia. Teologia se descoperă prin trăirea interioară. 12 filocalii pulsează toată tematica pe cunoașterea minții, pe cunoașterea Duhului, pe cunoașterea sufletului, pe lucrarea puterilor sufletești, pe înțelepciunile dumnezeiești și pe cele trei etape. Înțelegerea la început, cunoașterea după aceea, priceperea după aceea și la urmă desăvârșirea sau descoperirea. Fecioara trece prin aceste patru, având harisma înțelepciunii dumnezeiești, pe care o dobândim din rugăciune. Este harisma Duhului Sfânt. De ce dobândește această harismă? Pentru că este crescută sub legea lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, cu învățătura lui Dumnezeu și cu învățătura îngerească și hrana îngerească primită de la Dumnezeu. De ce v-am amintit lucrul acesta? Profetul Zaharia se mira adesea în sine și spunea, ce fel de fecioară fi aceasta dacă îngerii vorbesc cu ea? Această fecioară trebuia să fie unicul pământ sfințit, unicul scaun de heruvim, unicul tron dumnezeiesc, ultimul munte care avea să țină piatra din capul unghiului, avea să fie lâna care ține roa dumnezeirii, spune Gedeon, și avea să fie spicul nearat din care s-a făcut pâinea Hristos. Spune ca Basila aceasta și este în cartea de cântări la Minei. Din sângiurile tale, Fecioară,